Ziua Europei va fi sărbătorită la Timișoara joi, în data de 9 mai, în piața Victoriei din Timișoara, de la ora 18. Va avea loc un spectacol extraordinar, ai cărui invitați sunt Corala Contrast, Orchestra Sinfonică Lira și Orchestra Ansamblului Timișul, cu soliștii Nico și Cezar Oatu. Urmați de invitatul special al serii, faimoasa artistă DJ Sonic. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări organizate în întreaga Europa cu ocazia Zilei Europei, marcând valorile și diversitatea culturală care definesc continentul nostru. Concertul DJ Sonic va fi precedat de un recital al Coralei Contrast și de un concert al Orchestrei Lira și Orchestrei Ansamblului Timișul. Tot cu ocazia Zilei Europei, în perioada 8-10 mai, vor avea loc în școli mai multe acțiuni dedicate ideii europene. În data de 8-10 mai, spectacol de teatru, Călător printre stele, imaginat sub forma unei călătorii amuzante pe care personajele reprezentând categorii sociale diferite. O călătorie plină de umor care dezvăluie publicului informații interesante despre țările Uniunii Europene, precum și fragmente de muzică specifică a acestora. În data de 9 mai, Muzeul Satului Bănățean organizează crosul Europei subegida dă o tură pentru cultură. Startul se va da luni, 9 mai la ora 10:30 la Muzeul Satului, iar premiera câștigătorilor la ora 12:30.